Sâmbătă vremea nu a ținut cu jucătorii și spectatorii, însă nu am dus lipsă de fotbal. Arsenal Malo a obținut o victorie importantă împotriva lui Real Vărăști, însă tunarii au tremurat la început pentru că vărăștenii au deschis scorul. Marius Fodor, antrenorul jucător, nu a fost de acord și a înscris pentru egalitate. Tunarii au preluat conducerea jocului și Cireașa a făcut 2-1 după ce s-a pomenit cu mingea la picior în fața porții goale. Cireașa pe tort a fost pusă de Jelescu pe final de joc. Acesta l-a lobat pe portarul advers, care nu a avut replică la execuția de mondiale a Mălureanului. Tunarii nu au fost mulțumiți de arbitraj. Ne-au dezavantajat clar arbitrii în acest meci, dar am trecut peste toate lucrurile rele întâmplate astăzi. Scorul final de 3-1 spune totul despre acest meci. Felicitări băieților, felicitări staffului tehnic. Ușor, ușor mergem spre ceea ce ne-am propus, adică spre play-off. Arsenal Malu este în scădere de formă. În urmă cu 2 săptămâni au câștigat cu 13-0 față de 3-1 etapa trecută. Da, 3-1. Meci greu, foarte greu. 1-1 la pauză, am fost conduși cu 1-0. Teren greu, timp rece, timp urât. Meci de luptă. A fost un meci de luptă. Băieții până la urmă și-au arătat valoarea și au învins, dar țin să felicit și gazdele pentru prestația de astăzi. Au avut ambiție, au avut determinare, au vrut să scoată un rezultat bun, dar băieții noștri și-au arătat valoarea pe final. Dunărea Giurgiu a oferit dezamăgirea etapei după ce a pierdut cu 4-1 la Hotarele cu Argeșul. Unirea Izvoarele se menține pe primul loc după un 2-0 la Prundu. În nord s-a produs șocul, acolo unde Argeșul Mihăilești a preluat frâiele clasamentului după ce a profitat de remiza din derbiul Petrolul Roata Cartojani, Ogrezeni.